Maya răspunde la toate acuzațiile și atacurile primite în Bathhouse. Stați până la finalul clipului să aflați ce a dezvăluit și nu uitați să lăsați un like și un subscribe pentru a susține canalul. Maya a postat acest story în care a spus: în primul rând, Shelly, bravo, Shelly Media, l-ați făcut să pară exact cum n-a fost, dar v-a ieșit rău, entertaining as fuck, sincer. În al doilea rând, faza cu Tina, am discutat-o, aia nu a fost pusă pe cameră, am vorbit cu Tina, mi-a spus că a reacționat greșit și că n-a înțeles situația, am vorbit, ne-am împăcat, ne-am îmbrățișat, deci nu o luați din context. După aia, faza că m-am dat la Adrian și la Costi. Hai să fim pe pământ, o secundă, una, și să vedem dacă eu m-aș uita la ei doi vreodată, dacă mi se par mie vreodată atractivi acești doi băieți. Vă spun eu, nu și nici nu s-a întâmplat. Și aia au zis că m-au bătut, că m-au învinețit, că nu știu ce, I'm perfectly fine, nu s-a întâmplat absolut nimic. Iorga a răspuns imediat așa: bună dimineața, smântânică, te provoc să pui un story în care nu vorbești de mine, să-mi arăți dacă faci mai mult de 3 view-uri, tu, Măta și Gheorghe Fractu. Și ce s-a întâmplat cu apucăturile tale de Antonescu, vreau să știu, adică de ce ai folosit cuvântul dick? Să fie oare un cuvânt din cultura cortului? Dar voi cine credeți că are dreptate, lasă în comentarii părerea ta.